Accidentul a avut loc ieri după amiază în cartierul Micro 14 din Buzău. Șoferul unui autoturism care a vrut să întoarcă la stânga spre Biserica Sfântul Andrei nu l-a zărit pe tânărul de pe motocicleta care se apropia din spatele său. Impactul a fost atât de puternic încât roata din fața motocicletei s-a desprins din furcă. Un echipaj de la ambulanță a sosit la fața locului întrucât motociclistul rănit acuza dureri la cap. Tânărul a fost transportat la Spitalul Județean Buzău pentru îngrijiri medicale. 1, 2, 3 și... Poliția a început o anchetă pentru a stabili gradul de vinovăție al celor doi protagoniști ai evenimentului rutier.